Calea Stambidrighin este aproape complet reabilitată. Începând cu 9 iulie, firma contractată de primăria Timișoara pentru lucrări va turna ultimul strat de asfalt pe întregul bulevard. Trecerile de pietoni și pista de biciclete vor fi aduse la același nivel pentru a asigura un drum accesibil tuturor. În cadrul proiectului, primăria Timișoara a modernizat linia dublă de tramvai, pentru ca noile tramvaie să poată circula pe aici. De asemenea, au fost schimbate toate rețelele subterane de utilități, apă, gaz, canalizare, electrice, telecomunicații, iluminat public, semaforizarea. Intrăm în ultima etapă a șantierului de pe Vidrigin, al treilea bulevard pe care l-am modernizat, o lucrare de peste 100 de milioane de lei, pentru că am reușit anul trecut să atragem fonduri europene. La finalul lucrărilor, Tim Soreniu vor avea mai multe opțiuni de călătorie, unde fiecare se va simți în siguranță, fie că e pieton, biciclist, utilizator de transport public sau șofer, anunță primarul Dominic Fritz. Lucrările sunt estimate să dureze până cel târziu pe 16 august, în funcție de condițiile meteorologice. Intersecțiile vor fi restricționate doar atunci când se va lucra la ele. Restricțiile vor fi instituite etapizat începând din 9 iulie. Traficul pietonal nu va fi afectat, iar pe perioada lucrărilor stațiile de transport public vor fi relocate temporar pentru a permite accesul timisorenilor.